Sărut mâna, bună ziua! Aș vrea, înainte de a începe conferința de presă propriu-zisă, și vă mulțumesc pe această cale că ați răspuns invitației noastre, să-mi exprim compasiunea și să transmit condoleanțe familiei îndurerate, colegului meu de parlament, domnului deputat Viorel Stan, coleg de parlament, coleg de școală, coleg de management educațional, pentru că, dincolo de politică, dincolo de alte lucruri, evenimente și activități, care ar putea sau nu să ne poziționeze pe poziții similare sau diferite, politica nu trebuie să dispartă oamenii, politica nu trebuie să diminueze umanitatea. Și îmi exprim cu durere, pentru că sunt convins că nu poate exista o durere mai mare pe fața Pământului decât aceea ca un părinte să-și piardă copilul. Așadar, condoleanțe sincere, cu respect și adâncă compasiune. Revenind la activitatea curentă, aș vrea să abordez patru subiecte, mi-am propus eu astăzi, pe care să le trec în revistă. Subiecte de actualitate, care cred că interesează opinia publică, și pentru lămurirea lor aș dori să vin cu câteva date precise. Aș începe cu activitatea parlamentară din ultima săptămână, când am discutat, dezbătut câteva proiecte de legi de actualitate. Aș dori să vă vorbesc prima dată despre PLX-ul 483/2018, proiectul de lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, care ar fi trebuit să conțină transpunerea celei de a patra directive europene pentru spălarea banilor, EU 2015/849. Vreau să vă spun că așa cum e concepută legea, va conduce la final la blocarea activității ONG-urilor, cele mai afectate fiind cele care lucrează în beneficiul grupurilor de persoane vulnerabile, și anume persoane cu vulnerabilități, cu dizabilități, abuzate, cele care cuprind activități socio-medicale, educaționale, pentru promovarea tinerilor, de consiliere, etc. De asemenea, această lege va conduce la reducerea drastică a numărului de cetățeni care apelează la serviciile organizațiilor non-guvernamentale, iar investiția inutilă de resurse în activitatea administrativă se va simți în detrimentul activității pe care organizațiile desfășoară în beneficiul comunităților pe care le servesc. Și aș vrea să vă vin cu câteva precizări aici. ONG-urilor li se impun obligații de raportare la care cu greu vor face față, până și instituții puternice care înregistrează profituri majore, și mă refer aici la bănci, cazinouri, deci zona jocurilor de noroc, care și acestea se vor descurca destul de greu. Legea introduce obligativitatea de a raporta beneficiul real în termen de 30 de zile de când acesta este cunoscut, iar în caz de neconformare, organizația poate fi dizolvată. Este necesar un sistem financiar contabil pentru fiecare, destul de bine pus la punct și puternic, și aici aș vrea să ne gândim la ONG-urile care au sprijinit, și vreau să le felicit pe această cale, activitatea de promovare a municipiului Roman pentru Roman, capitala tineretului. Am văzut cu toții forța acestor organizații, implicarea, altruismul, patriotismul local, disponibilitatea la efort, și vreau să vă spun că au obținut rezultate notabile și aprecieri la nivel național. Îi felicit și deplâng în același timp faptul că activitatea lor va fi mult îngreunată în urma acestei legi. Dar mai dramatic este faptul că nu a existat pentru conceperea acestei legi, care trebuia să transpună doar cea de-a patra directivă europeană și nu doar să vină cu alte
precizări care să îngreuneze activitatea asociațiilor și fundațiilor. Pentru că este foarte important să subliniem aici că din motiv de calculul voturilor, majoritatea a acceptat un amendament prin care organizațiile aparținând minorităților naționale au fost excluse de la aceste prevederi. Adică, asociațiile și fundațiile care sunt înființate de cetățeni români vor intra sub incidența acestei legi, iar cele care sunt promovate și susținute de minorități vor fi excluse. Avem așadar o discriminare care nu pune pe picior de egalitate aceste organizații care au un rol important venind de multe ori și suplinind activitatea statului prin instituțiile sale. Acest lucru mi se pare de condamnat și PNL a solicitat îndreptarea de urgență a prevederilor excesive cu privire la asociații și fundații din proiectul de lege. Nu s-a dorit acest lucru, deși la vot, în primă fază, acest proiect de lege nu a trecut. Partidul Social Democrat a creat presiuni asupra grupurilor parlamentare din anturajul său și a solicitat reluarea votului și s-a votat până a trecut. Deci, ni se pare o forțare, o acțiune, dacă vreți, nedemnă în Parlamentul României, pentru că la primul vot, care a fost corect, transparent, a fost vot electronic, s-a înregistrat un scor în care această lege nu a trecut. S-a reluat votul, s-a insistat, s-au chemat de pe holuri parlamentari, s-au discutat cu grupurile parlamentare al minorităților, a UDMR, și până la urmă au trecut această lege așa cum au dorit. Această lege plasează societatea civilă în aceeași categorie de risc financiar cu furnizorii de servicii, așa cum vă spuneam, cu jocurile de noroc, activitățile de cazinouri, de bănci, de instituții financiare și de sprijin. Deci sunt lucruri pe care noi nu le agreiem și am spus-o foarte clar și în Parlament și prin comunicatele pe care le-am adus, că această lege care ar fi trebuit să transpună o directivă europeană a venit și a adus precizări care va face rău asociațiilor și fundațiilor care activează în România. Din păcate, creându-se și această discriminare. Al doilea subiect. Și la urmă vă voi răspunde la orice întrebare. Vin să vă precizez doar cadrul legislativ, ceea ce s-a întâmplat și unde ne situăm acum. Tot în această săptămână s-a dezbătut o lege foarte importantă pentru România, LX-ul 33/2018, proiectul de lege privind măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titulare de acorduri petroliere referitoare la perimetrele petroliere offshore. Și am să vă dau câteva estimări la care presa nu a avut acces, dar eu sunt în măsură și mi-asum această responsabilitate de a vă da câteva date tehnice. Cantitatea de gaz estimată este de aproximativ 115 miliarde de metri cubi în 3 perimetri din Marea Neagră, aflate în zona României. Prețul de referință care s-a luat în calcul este de 130 de lei pe megawatt-oră. Valoarea producției este estimată la circa 39 de miliarde de dolari, redevența este de circa 5 miliarde de dolari, impozitul pe profit la 4,5 miliarde pe dolari, impozit pe venit suplimentar, circa 4,3 miliarde de dolari, investiții în perioada de dezvoltare, 6 miliarde de dolari plus 1 miliard potențial necesar, deci investiții totale, circa 7 miliarde de dolari, beneficii ale statului român, 13,8 miliarde de dolari, a investitorilor, circa 18 miliarde de dolari, adică undeva 43% partea română, 57% investitorii, care sigur aceste venituri pot varia funcție de prețul pe piață, gazului metan, funcție de tranzacționare, funcție de bursă și de alte elemente care influențează rezultatele pe care vi le-am prezentat. Faza de explorare trebuia să finalizeze în noiembrie 2018, s-a dat o prelungire de încă 3 luni, apoi se va trece la faza de dezvoltare, care necesită, așa cum am spus, investiții de 7 miliarde de dolari. Dincolo de această lege, care a fost discutată, a fost dezbătută, a fost trimisă la promulgare și retrimisă pentru a fi din nou analizată de către președintele României, Partidul Național Liberal a venit cu câteva amendamente.
Unul dintre ele pornește de la realitatea că doar 33% din populația României astăzi este conectată la rețeaua de gaz, în timp ce România este țara din Uniunea Europeană cu cele mai mari resurse de gaz metan. Este foarte important acest lucru și noi am gândit că această resursă importantă, această comoară pe care o are România, trebuie să se regăsească și în beneficiu către statul român, dar și către români. Nu putem vorbi despre o țară bogată cu români, deci cu cetățeni săraci. Și am gândit așadar că această resursă trebuie să se răsfrângă pozitiv și asupra cetățenilor României. De aceea propunerea PNL a fost ca beneficiu creat să se împartă echitabil, pentru că știți că la un moment dat discuția era undeva între 30% pentru statul român și 70% pentru investitori. Sigur că trebuie să respectăm investitorii, pentru că ei vin cu know-how, ei vin cu partea de investiții, ei vin cu partea tehnică, pe care România nu o deține, ca explorare și exploatare în offshore. Când vorbim de offshore, ne referim la resursele de hidrocarburi aflate în afara teritoriului terestru al României. Așadar, subiectul este resursa de gaz natural din Marea Neagră. Propunerea Partidului Național Liberal, care a fost și adoptată, prevede finanțarea înființării de distribuții de gaz în localitățile României din veniturile încasate din exploatările offshore. Deci am reușit în această fază ca o parte din beneficiile care revin statului român să se adreseze și populației. Pentru că, așa cum spuneam, doar 33% din populație este racordată la gaz. Pentru că știm că în toate localitățile României cetățenii reclamă necesitatea de a avea rețea de distribuție, rețea de distribuție care să fie conectată la magistralele de gaz natural ale României, și în același timp vedem în ultima perioadă creșterea prețului la lemn de 4 ori doar în acest an, iar această resursă, lemnul, este din ce în ce mai greu de obținut și din ce în ce mai scumpă. Mai mult aș vrea să vă dau un amănunt că în partea de sud a țării deja se importă lemn din Bulgaria pentru încălzirea cetățenilor români. Așadar, având o resursă la dispoziția României, noi am solicitat ca mare parte din beneficiu să se regăsească în înființarea, dezvoltarea rețelelor de distribuție de gaz către cetățeni și mai mult decât atât, 50% din gazul care va fi exploatat în Marea Neagră să se tranzacționeze pe piața României la un preț corect. Adică nu tot gazul să fie tranzacționat de investitori în piața internațională, ci 50% să fie tranzacționat în piața românească. Mai mult decât atât, am solicitat ca tot din banii care se vor obține în urma acestor exploatări să putem trece la modernizarea ceturilor existente în România. Știți că avem aceste ceturi care asigură încălziri, mai ales în partea de sud, care funcționează pe cărbune sau pe petrol. Ei, credem că această resursă trebuie utilizată și în acest scop, fiind mult mai ușor de asigurat încălzirea, funcționarea acestor ceturi cu gaz natural, fiind mult mai puțin poluant și, sigur, având această resursă la îndemâna României. De asemenea, am susținut ca din aceste resurse financiare să fie susținută dezvoltarea, repornirea industriei petrochimice, a industriei de îngrășământ, pentru că la ora actuală România, care a fost un principal producător de îngrășământ, aduce îngrășământul din import. Din ce în ce mai multe lucruri pe care în mod tradițional România le producea vin din import, crescând sau dezechilibrând, dacă vreți, această balanță import-export, când România, uitați, are până la urmă niște elemente pe care poate să susțină industria de profil, poate să susțină până la urmă un plus pentru viața românilor.
Am reușit așadar în această perioadă să asigurăm sursa de finanțare, dar trebuie să precizez că într-o fază anterioară am readus în competența autorității publice locale înființarea de distribuții de gaz prin modificarea legii energiei electrice și gazului natural, tot la propunerea Partidului Național Liberal. Așadar, am venit în prealabil cu modificarea legii energiei electrice și gazului metan, prin care am dat ca atribut în autoritatea publică locală înființarea de rețele de gaz, numai că autoritățile publice locale nu aveau suficiente sume pentru a investi. Iată că prin această lege și prin acest amendament a Partidului Național Liberal care a fost adoptat, am asigurat și sursa de finanțare. Concomitent, așa cum vă spuneam, cu împărțirea echitabilă a beneficiilor exploatării între statul român și investitori. Iar ieri, când și legea a fost la vot în plenul Camerei Deputaților, Partidul Național Liberal a reportat un succes important, prin aceea că un amendament care a fost respins în faza de discuții și dezbatere în întâlnirea tripartită a comisiilor de industrie, de buget și de administrație, în plen, noi l-am readus pe tapet, l-am susținut, l-am argumentat și acest amendament a fost votat în plenul Camerei Deputaților. Acest amendament referindu-se la predictibilitatea și stabilitatea financiară, adică redevența, impozitul pe venit, impozitul pe venitul suplimentar, surse de finanțare la bugetul de stat, partea beneficiului obținut în urma exploatării resurselor de gaz din Marea Neagră, să poată să fie păstrate pe perioada fazei de dezvoltare, pe perioada exploatării gazului, pentru că niciun investitor nu vine într-o țară să investească sume de bani importante fără să aibă o predictabilitate, fără să aibă o stabilitate, pentru că știți că modificarea codului fiscal, modificarea impozitelor aduce, dacă vreți, prejudicii importante investitorilor care își creează, așa cum e firesc și normal, un buget multianual, o proiecție pe termen mediu și lung, astfel încât afacerea să poată să se autosusțină, să poată să fie profitabilă și performantă. Iată că acest lucru la care a făcut referire și președintele României, Klaus Iohannis, atunci când a trimis legea în Parlament spre reexaminare și care, așa cum v-am spus, în faza comisiilor a fost respins, ieri în plenul Camerei Deputaților a fost admis, adică, practic, amendamentele Partidului Național Liberal au fost admise, iar această lege a căpătat, dacă vreți, o formă echitabilă cu acelorlalte prevederi legale din alte țări, adică o formă europeană transpusă prin transparență, prin dezbatere și susținând principale elemente atât în beneficiu statului român, în beneficiu cetățenilor României, dar în același timp asigurând și un cadru predictibil și de stabilitate financiară. O a treia acțiune pe care am avut-o în această săptămână și v-am vorbit despre toate aceste proiecte de legi la care am fost activ, la care am fost cu implicare, atât prin inițiere, prin susținere, prin argumentare. Și a treia, așa cum vă spuneam, este PLX-ul 557/2017, proiectul de lege privind aprobarea investiției autostrăzii Iași-Târgu Mureș, numită Autostrada Unirii. Noi am susținut că această autostradă poate fi construită și din fonduri europene, plecând, dacă vreți, și de la declarațiile Comisarului European pentru dezvoltare durabilă, și anume doamna Corina Crețu, care în enumărate rânduri a atras atenția guvernului român că sunt bani la Comisia Europeană pentru susținerea acestui proiect, dar din păcate nu are niciun proiect pe masă pentru a-l putea susține și a obține acești bani. În acest caz, România poate pierde între 3 și 4 miliarde de euro, banii care i s-ar cuveni, venind cu propunerea
Guvernul României să caute o altă soluție, o soluție falsă din punctul nostru de vedere, și anume aceea parteneriatului public-privat. Și de ce spunem acest lucru, ca să argumentăm? Pentru că parteneriatul public-privat înseamnă cel puțin două lucruri pe care noi nu le agreem. În primul rând, o contribuție semnificativă, foarte mare, de la bugetul local, ceea ce ar însemna că această autostradă s-ar finaliza la Paștele Cailor, pentru că nu sunt bani și atunci s-ar întinde pe foarte mulți ani. Și în al doilea rând, partenerul privat care ar veni și care s-ar implica într-un parteneriat public-privat ar introduce imediat anumite taxe pe autostradă destul de mari, astfel încât să-și poată recupera într-un timp pe care investitorul consideră optim această investiție. Sigur, noi suntem de acord că orice serviciu trebuie plătit, orice facilitate și creșterea nivelului de trai presupune anumite costuri. Dar în același timp, cred că abilitatea, inteligența, experiența, determinarea unui om politic trebuie să fie aceea în a-și susține propria țară și propriul popor. Și dacă sunt bani europeni, care sunt banii cu costul cel mai mic, practic sunt bani gratis pe care noi putem să-i luăm, pentru că dacă nu-i luăm, nu ne costă nimic, dacă îi luăm, de asemenea, nu ne costă nimic. În loc să luăm acești bani, să-i punem la treabă și să facem această autostradă, venim cu soluții false, cu tot felul de promisiuni, știind de altfel, dacă ne aducem aminte cu toții, că încă din campania electorală aveam pe o foaie de hârtie prinsă de un flip chart, o sumedenie de proiecte pe care Partidul Social Democrat, prin liderul său, domnul Liviu Dragnea, le anunța. Autostrăzi peste autostrăzi, spitale regionale, modernizare de școli și așa mai departe. Vedem că acele proiecte, din păcate, au rămas pe acea foaie de hârtie într-un studio de televiziune acolo unde au fost prezentate în urmă cu 2 ani și ceva, și că practic ele nu s-au revărsat să se regăsească fizic pe teritoriul României. Noi dorim ca aceste promisiuni să se regăsească faptic, adică ele să fie înființate și puse în slujba cetățenilor acestei țări. Drept pentru care am inițiat, dacă vreți, în calitate de deputat a Partidului Național Liberal și membru a Biroului Executiv Național, câteva demersuri. Și anume, am propus biroului executiv adresarea unei scrisori deschise către Ministrul Transporturilor, lucru care a fost aprobat, apoi am conceput acea scrisoare, am venit în birou executiv, am dezbătut-o, ea a fost votată, am lansat-o în presă și presa națională și presa regională a preluat-o și a apărut pe toate fluxurile de presă. Ulterior, am propus prin președintele Comisiei de Transporturi, care este colegul meu și membru în biroul executiv, deputat PNL, domnul Lucian Bode, să aducă pe masa de lucru din sertare această lege privind construcția autostrăzii Unirii și să intre în dezbaterea comisiei. Am fost prezent, deși eu sunt membru al Comisiei de Administrație, în calitate de inițiator, pentru că sunt inițiator a acestei legi împreună cu alți colegi din toate partidele, și din PNL, și din PSD, și din ALDE, și am propus să dezbatem această lege. Am fost în această comisie împreună cu colegul meu, domnul Marius Bodea, deputat de Iași, fostul director general al aeroportului din Iași, am susținut împreună această lege, am argumentat-o și am făcut apel în primul rând la colegii din Moldova, iar prin colegii din Moldova, către toți ceilalți colegi din structurile de partid ale fiecăruia reprezentat din Moldova, să susțină acest proiect de lege. A fost o reușită a Partidului Național Liberal în calitate de a iniția, în calitate de a susține acest proiect de lege care a trecut, așa cum v-am spus, în unanimitate în Comisia de Transporturi. Sigur că e o victorie de etapă, pentru că urmează dezbaterea și în alte comisii, și în Comisia de Buget, și în Comisia de Administrație Publică, unde sunt membru, și ulterior să ajung în Camera Deputaților. Am reușit să impunem câteva amendamente, și anume că acest obiectiv, pe lângă propunerile guvernului, care au spus că această autostradă să poată fi finanțate și cu fonduri guvernamentale,
De acord, nu avem nimic împotrivă, pentru că trebuie asigurată cofinanțare. Și prin parteneriat public-privat. De acord, pot fi anumite segmente unde poți să folosești și acest mecanism. Dar am introdus să poată fi construite pe fonduri europene. Un lucru foarte important și, de asemenea, un amendament pe care noi l-am adus acolo și a fost aprobat, este că acela că în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei legi, guvernul să demareze toate demersurile pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru această autostradă. Așa cum v-am spus, este o victorie de etapă, nu ne îmbătăm cu apă rece, dar trebuie să fim perseverenți. Cineva mă întreba, bun, și credeți dacă ați ridicat această problemă, se va rezolva? Nu știu în ce măsură sau cât de repede se va rezolva, dar sunt convins că dacă nu ridicăm această problemă, sigur nu se rezolva. Adică trebuie să ai o dinamică a acțiunilor, trebuie să ai o determinare, trebuie să ai un impact pozitiv la ceea ce înseamnă activitatea legislativă și ulterior activitatea executivă, astfel încât să determin să se întâmple lucruri pozitive. Pentru că altfel, dacă lucrurile rămân într-o zonă statică, într-o zonă a neimplicării, sigur că ele trenează și vedem, așa cum vă spuneam și mai devreme, cu întrebarea de rigoare, unde sunt autostrăzile pe care actuala guvernare le-a promis, unde sunt spitalele regionale. În momentul de față nu avem nici o documentație tehnică terminată pentru un spital regional, nu avem nici măcar licitație, dar păi să mai vorbim în construcție un astfel de spital regional. Și știți că s-a propus să fie 8 spitale regionale. Bun, până la alea 8 spitale regionale de le-am fi văzut pe cele 3 măcar, la nivel de regiune, cel de la Iași, cel de la Cluj sau Timișoara și cel din Sud. Sunt foarte importante aceste lucruri să se întâmple, pentru că promisiunile nu sunt credibile decât dacă vin și cu exemple de realizare. Altfel, rămân niște povești frumos spuse unei populații care este doritoare de a se întâmpla lucruri, care uneori poate fi încântată pe niște lucruri anunțate, mai puțin argumentate, timpul trece și vedem că ele nu se realizează. De asemenea, am propus biroului executiv și s-a acceptat. Am și conceput și s-a și votat, avem un demers și noi în birou executiv de lucru, o petiție publică de strângere de semnături, pe care de altfel o și lansez astăzi. Am să vă prezint, este o petiție scurtă, noi dorim să strângem semnături aici, toate materialele de lucru din această săptămână pe cele 3 legi, cu toate anotările pe care le-am făcut, și pentru că dacă nu te pregătești și nu știi să susții, la un moment dat poți să cazi în desuetitudine. Petiția publică se intitulează Demarați construcția autostrăzii Unirii, Ungheni-Iași-Târgu Mureș, și îndeamnă semnați pentru construcția autostrăzii Unirii, Ungheni-Iași-Târgu Mureș-Cluj-Vama Borș, pentru că doar autostrada aceasta, dacă s-ar încheia doar la Târgu Mureș, nu ar avea o finalitate. Dar având celelalte segmente, o parte pornite, celelalte pe care le-a fi pornite, sigur că aceasta trebuie să lege hotarul de est cu hotarul de vest a României. Semnează pentru a scoate zona Moldovei din subdezvoltare și sărăcie, semnează pentru a uni Moldova și Basarabia cu restul României și cu Europa, semnează pentru a cere guvernului să trimită la Comisia Europeană în regim de urgență cererea de finanțare din banii europeni a autostrăzii Unirii. Demararea construcției autostrăzii Unirii trebuie să devină urgent o prioritate zero a Ministerului Transporturilor. Zona Moldovei se află într-un stadiu grav de subdezvoltare cu un salariu mediu de 17% față de media europeană și cu un PIB pe locuitor de 29% față de nivelul mediu din Uniunea Europeană. Parlamentarii Partidului Național Liberal din zona Moldovei inițiază această petiție publică pentru a demonstra că autostrada Unirii trebuie să fie un proiect prioritar pentru Moldova și pentru întreaga țară. Guvernul PSD-ALDE refuză să construiască autostrada Unirii cu bani europeni și nu dorește dezvoltarea regiunii Moldovei. Guvernul PSD-ALDE vrea ca oamenii să trăiască în sărăcie și să depindă de ajutoarele de stat pentru a le lua voturile. Sabotarea construcției autostrăzii care leagă Moldova și Basarabia de vestul României și de Europa condamnă o mare parte a țării la subdezvoltare și sărăcie. Lipsa unei conexiuni între estul și vestul țării îndeamnă pe investitori să evite județele Moldovei. Nerealizarea autostrăzii care leagă estul cu vestul României este o trădare a intereselor naționale. Soluția falsă aleasă de guvernarea PSD-ALDE pentru construcția autostrăzii Iași-Târgu Mureș în parteneriat public-privat amână realizarea acestui proiect la calendele grecești.
Construcția autostrăzii unirii în parteneriat public-privat înseamnă introducerea unei taxe de folosire a autostrăzii care va descuraja atragerea investițiilor în zona Moldovei. Soluția PSD-ALDE este greșită pentru că există bani europeni gratis pentru construcția autostrăzii Iași-Târgu Mureș. Autostrada Unirii este în rețeaua europeană de autostrăzi aprobată și finanțată de Comisia Europeană cu o lungime totală de 318,8 km și o valoare totală de 4 miliarde de euro. Guvernul României nu trebuie să caute soluții fantastice pentru Autostrada Unirii prin formule obscure de tip parteneriat public-privat, ci trebuie să trimită doar o cerere de finanțare la Comisia Europeană. Semnează petiția Partidului Național Liberal pentru a cere Guvernului României să trimită în gen de urgență la Comisia Europeană cererea de finanțare din bani europeni pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru construcția Autostrăzii Unirii în an centenar. Aceasta este petiția pe care vă prezint, dacă vreți, în premieră la Roman și pe care o vom lăsa de săptămâna viitoare pentru a strânge semnături, pentru a se vedea că nu este un moft, nu este o pretenție, nu este doar o cerere a Partidului Național Liberal, ci este o necesitate pentru Moldova, este o dorință a moldovenilor, așa cum unirea a fost un ideal pentru toate principatele române și România astăzi se află într-un stat unitar, suveran și independent, așa în acest moment un ideal al Moldovei este această autostradă care va permite un transfer rapid de persoane, de mărfuri, de investiții către această zonă din estul Europei, cea mai săracă zonă din România și din Uniunea Europeană. Eu cred că această acțiune va avea succes, pentru că eu sunt convins că românii își doresc acest lucru, mai cu seamă moldovenii, cei care ar beneficia de realizarea acestei investiții, atât în faza de construcție a ei, când șantierele presupun o forță importantă de muncă implicată în construcția acestei autostrăzi, dar mai ales după finalizarea ei, când sunt convins că investițiile vor găsi un canal bun prin care să se transfere din Ardeal, în acest moment toate orașele Ardealului fiind împânzite cu investiții importante și care se opresc la acest zid natural Munții Carpați. Am trecut cu toții prin Italia, prin Austria sau prin Croația și am văzut salve de tuneluri care permit transferul rapid pe cale rutieră, iar noi românii nu cred că suntem mai puțin determinați, mai puțin inteligenți, mai lipsiți de voință ca să putem realiza un obiectiv major pentru România în general și pentru Moldova în special. Aceasta a fost a treia problemă. A patra problemă este un răspuns. Și am văzut din presă și doresc să vin cu precizări legate de satul olimpic din Roman. Am văzut câteva comentarii a unor șefi de partide, a unor reprezentanți așadar de pe eșichierul politic care își dau cu părerea. Eu aș vrea în primul rând să-i răspund domnului președinte PSD Ionel Arsenie, să-i urez bun venit în județul Neamț. Dânsul, din ce constat, este departe de a cunoaște problemele județului Neamț, atât în calitate de deputat, cât și în calitate de președinte de Consiliul Județean. Aceste lucruri trebuiau să-i fie o realitate cunoscută. Aceste lucruri trebuiau să fie bine știute și în același timp să aibă și inițiativa de a susține aceste lucruri. Și aș vrea să vă spun câteva date concrete, tocmai pentru a lămuri lucrurile. Aceste locuințe sociale din satul olimpic, din strada fabricii, au fost construite în guvernarea PSD, dar și în administrația locală PSD, atunci când la conducerea municipiului și Consiliul Local avea majoritate PSD și primarul era PSD. În acea perioadă anilor 2000 s-au amenajat cele patru blocuri din patru grajduri în satul olimpic, după cum urmează. Blocul 1 și 2 în 2001 cu o sumă de circa 650.000 de lei și blocul 3 și 4 în 2002 cu o sumă de circa 825.000 de lei. Așadar, s-a știut de atunci, decizia a fost una asumată și la nivel administrativ și la nivel politic și cred că domnul președinte PSD Neamț Arsenie
nu avea altceva de făcut decât să ia la cunoștință din informațiile pe care le-ar fi adus proprii săi colegi din PSD Roman. Pentru că această acțiune, această activitate a fost opera domniilor lor. Noi am preluat această stare de fapt și ca implicare vă pot spune că încă din primul an de mandat, în 2008, am construit un grup de toalete publice, grupuri sanitare și săli de duș, în număr suficient pentru a deservi cele 4 blocuri. Ulterior, am înlocuit toate învelitoarele de la cele 4 blocuri. Am înlocuit tâmplărie, ferestre și uși și de fiecare dată, când erau sparte, când se întâmplau lucruri reprobabile și acestea se deteriorau, am fost receptiv și am căutat să nu luați oamenii în curent sau în frig. Am construit sobe în fiecare cameră. Am aprovizionat cu lemne pe perioada rece. Din ceea ce vara curățeam, din tăieri de creci, de ramuri, din doborătură, din ceea ce se obținea în oraș, sprijineam și ajutam gratis această populație defavorizată. Vreau să vă mai spun că am amenajat acolo în zonă capelă pentru slujbă religioasă. Am amenajat cabinet medical. Am amenajat rețea electrică pe holuri la 24 de volți, tocmai pentru a evita furtul de curent. Se întâmplau anumite lucruri și am încercat să iau și anumite elemente de siguranță, dar și de protecție a celor de acolo. Deci rețea de 24 de volți de iluminat pe holurile acestor blocuri. Curățenia. În fiecare toamnă și primăvară căram zeci de mașini, trimiteam vole care făceau curățenie acolo în zonă. Mai mult decât atât, am căutat să acționăm și pe elementul educativ, instructiv și am dus acele pubele metalice acolo pentru a veni mai ușor căratului mizeriei din zonă și să nu cărăm primăvară și toamna mulți de gunoaie de acolo. Vis-a-vis de educație, dacă am vorbit de acest subiect, vreau să vă spun că prin demersul și susținerea pe care am susținut-o la transportatorii locali, am reușit să realizez transport școlar a copiilor de acolo către grădinițele și școlile din oraș. Așa încât transportul de acolo s-a realizat în mod gratis. Primăria nu a plătit niciun leu, dar în fiecare zi copiii erau duși la grădiniță și la școală și aduși înapoi. Vreau să vă spun că am mers mai departe și am discutat cu directori de școli și vă dau exemple aici, ca să nu vorbim, v-ați învățat cu mine că eu argumentez ceea ce spun, cu fostul director al liceului cu program sportiv, domnul Petrică Sandu, cu directorul liceului tehnologic Vasile Sav, Dumnezeu să-l odinească, domnul Dan Zaharia, cu directorul școlii Mihai Eminescu, pe atunci domnul Mihai Armanu, cu directoarea de atunci a colegiului tehnic Danu Biana, astfel încât să permitem copiilor din acea zonă, majoritatea aflați într-o minoritate etnică, să vină și să integrăm în clasele majoritarilor. Să știți că nu a fost acest lucru foarte ușor, pentru că dacă revenim la realitatea în care trăim, toți oamenii aclamă faptul că se dorește integrare, se dorește să acționăm în sens pozitiv pentru a educa, pentru a instrui, dar când vine vorba ca anumiți copii din această minoritate să vină transferați în clase unde se află copiii majoritarilor, atunci încep anumite discuții. Iar vrea să se întâmple, dar nu în clasa unde se află copilul lor. Și nu mi-a fost ușor să conving, să lămuresc, să argumentez. Și am făcut astfel de lucruri, inclusiv la școala 3, la grădinița de lângă școala 3, care se află atunci sub tutela liceului cu program sportiv. Domnul director Petre Sandu este în viață și poate spune eforturile și demersurile pe care le-am făcut împreună. Așa încât acea mașină care pleca dimineața făcea un periplu pe la școala Costache Negri, școala 2, din zona bisericii Precesta Mică, școala 3 de pe Cuza Vodă, liceul Vasile Sav de pe Bulevardul Republicii, școala Mihai Eminescu, la grădinițe din oraș, căutând să nu ducem copiii către o segregare, ci căutând să facem o dispersie, astfel încât lucrurile să se realizeze natural, printr-un transfer de educație, de instruire, de emoție către copiii minoritarilor de acolo. Deci nu mi-a fost indiferent acest lucru. Mai mult decât atât, am avut o colaborare foarte bună și de-a lungul timpului cu Fundația Pacea, copiii venind și acolo la Fundația Pacea.
Am avut de asemenea colaborări și proiecte importante cu Fundația Pacea. Ne-am sprijinit și ne-am ajutat reciproc împreună cu conducerea seminarului Sfântul Francis din Roman, cu a Institutului Francescan din Roman, având un sprijin necondiționat din partea administrației publice locale. Și cei de acolo pot confirma acest lucru, că au găsit în mine un prieten, un partener, un om care să găsească soluții corecte și legale pentru a sprijini și la rândul lor să poată sprijini aceste acțiuni ale noastre. Deci cei care vin și spun că nu a existat o preocupare, că nu a existat, vorbesc pe de rost, cită o poezie pur politică, fără să aibă o urmă de cunoaștere bazată pe o atitudine de demnitate. Eu aș vrea să le spun tuturor că în calitate de primar am încercat să fac maxim posibil. Mai mult decât atât, dumneavoastră presa din Roman cel puțin cunoașteți foarte bine aceste lucruri, pentru că aceste lucruri nu au fost ținute secrete. Dacă vă aduceți aminte și atunci când am mers și am igienizat, pentru că în fiecare vară și toamnă făceam lucrări de dezinsecție, dezinfecție, deratizare în acele blocuri, asiguram verificări medicale, mergeam împreună acolo și duceam rechizite pentru copii, am inaugurat diferite obiective acolo, erați prezenți cu mine și ați fost și știți ce e acolo. Acum eu vă mai spun un lucru, în orice oraș al acestei țări și al acestei lumi, există și aceste zone mai puțin deschise spre instruire, spre educație, dar rolul administrației este să micșoreze pe cât posibil decalajul. Și eu acest lucru am încercat să-l fac, investind, dacă vreți, sume importante de bani ca să putem să menținem un nivel de viață acceptabil cât de cât acolo. Ba de multe ori mi-am atras și critica cetățenilor romașcani care spuneau că ei plătesc taxe și impozite și să nu investim acolo către cei care nu plătesc taxe și impozite, ci să venim către ei să dezvoltăm aceste zone. Și am ținut cont și de părerea lor, dar n-am putut să-i las nici pe cei de acolo. Vorba poetului, să nu-i uităm nici când pe cei mai triști ca noi. Uneori din cauza situații materiale, din cauza situației familiare, datorită unei lipse de educație, datorită unei implicări, a unei lipse de voință, argumente și factori defavorizanți pot fi găsiți oricât. Dar important este să existe și o implicare. Am căutat chiar și prin această activitate pe legea 416 să încurajăm persoane de acolo beneficiare de ajutor social să facă curățenie, să se administreze. Adică am căutat să fac și acest element de autodeterminare, de autoimplicare, de autogospodărire. Și am încercat să-l dezvolt cât mi-a fost posibil. A venit cineva de undeva din ceruri și a privit de sus și aș da cu părerea, mi se pare, pe lângă faptul că este o rea voință, mi se pare și neprofesionist și o lipsă de onoare și de demnitate, pentru că mai întâi trebuie să cunoști lucrurile, să știi de unde a plecat geneza, să știi cum s-au transformat, să știi ce s-a făcut acolo, ce eforturi s-au depus, unde s-a ajuns și că ce ar mai trebui făcut. Eu vreau să vă spun că de 2 ani și ceva nu mai sunt primarul municipiului Roman. În această perioadă, președintele Consiliului Județean are atribuții în județul Neamț pe linia de administrație. Eu v-am dovedit și știți și dumneavoastră că ați fost alături de mine cu probe că încă în primul an de mandat, în 2008, am făcut ceva pentru acea zonă. Iată că după 2 ani și jumătate de mandat, președintele Consiliului Județean de-abia ajunge să ia la cunoștință. Întreb eu atunci, unde este ignoranța? Unde este lipsa de implicare? Păi, dacă stăm mai mult pe la București, în spatele diferitor lideri politici, mai mult sau mai puțin compromiși, și căutăm acolo să facem tot felul de trocuri și tot felul de înțelegeri, mai mult sau mai puțin obscure, bănuiesc că și acum va începe remanierea guvernului și îl vom avea iar pierdut din județul Neamț, eu sunt convins că activitatea politică trebuie făcută. Eu sunt convins că trebuie să faci lobby pentru județul tău. Dar, din păcate, prea puțin se vede în acești 2 ani și jumătate făcut în județul Neamț. Cu excepția 2-3 drumuri, nu avem un spital regional, nu avem modernizate școli. Vorbim de Roman. Ce a primit Romanul în acești ani? Niște firimituri aruncate? Câteva miliarde aruncate în timp ce în spitalul județean din Piatra Neamț se alocă peste 100 de miliarde pe an, Romanului se dau 3-4 miliarde, adică 3-4% când Romanul deservește aproape o treime din județul Neamț.
Îi se dă un sprijin pentru a reabilita o grădiniță sau nu știu ce obiectiv de câteva sute de milioane? Adică noi, romașcanii, care până la urmă producem peste 50% din PIB-ul județului Neamț, ne mulțumim cu firimituri și ar trebui să tăcem, să stăm cu capul plecați pentru că cineva, într-un zâmbet sfidător, aruncă niște firimituri romașcanilor? Noi n-am fost obișnuiți să fim tratați așa. Noi am fost obișnuiți să fim tratați cu respect, în demnitate, în onoare. Și vă spun că, de-a lungul timpului, toți președinții de Consiliul Județean au făcut ceva pentru romanul ăsta. Vreau să vă spun că este cea mai slabă administrație județeană pentru municipiul roman. Haideți să ne aducem aminte de pe vremea regretatului Raul Bobeanu, apoi Vlad Marcoci, apoi Vasile Purteanu, ulterior Dumnezeu să-l odihnească cu Liță Tărâță. Avem obiective importante realizate în municipiul roman. Muzee, străzi, școli, spital, secții modernizate. Noi cu ce ne mulțumim acum? Că spunem că ne aruncă niște firimituri, luați și voi câțiva bănuți acolo, de foarte multe ori mai puțin decât o comună din județul Neamț. Păi să înțelegem că nu este o ambiție a lui Leoreanu să vină mai mulți bani către roman pentru roman, că Leoreanu-i din roman. Nu! Romanul este un centru urbanistic care radiază dezvoltare. Romanul radiază cultură, educație. Păi dacă ne aducem aminte numai câți oameni de cultură și ce au lăsat ca amprentă urma lor în municipiul roman. Și de toate aceste lucruri se bucură și cei din comunele din jurul municipiului roman. Vreo 27 de comune din județul Neamț, vreo 10 din județul Vaslui, vreo 12 din județul Iași. Iată că ne adunăm la aproape 45-50 de comune care beneficiază de acest element de dezvoltare economică, de radiere, de educație și cultură din municipiul roman. Prin urmare, romanul nu trebuie susținut numai pentru ce reprezintă el ca valoare intrinsecă. Romanul trebuie să reprezinte pentru ce exportă el în zonele periurbane. Și de aceea eu spun, eu nu vreau să critic pe nimeni, eu nu vreau să fiu răutăcios. Dacă n-am văzut că cineva se leagă ca boala de omul sănătos, fără să cunoască simptomele bolii, fără să dea o urmă de bună credință și de implicare, nu pot să stau nepăsător știind ce am făcut, știind că am suferit, știind că noaptea la două am fost acolo împreună cu dumneavoastră când datorită unui scurt circuit, dacă vă aduceți aminte, a luat foc acoperișul unui garaj și într-un termen record, pe situații de urgență l-am rezolvat și reabilitat, lăsând oamenii în frig, că era tot așa într-o toamnă. Deci căutând să găsim soluții pentru acolo. Partea de canalizare era toată înfundată, era o zonă care puțea, era o zonă care putea să nască o zonă de epidemii, de boli. Și am făcut canalizare acolo în zonă. Am venit și am propus atunci pe master plan și o stație de repompare, căutând să facem lucrurile să funcționeze. Despre asta vorbim. Că știm ce e acolo, știm cu toți, alții descoperă acum Antarctica, nu, îi descoperă de mult. Dăm drum la robinet și vedem că curge apă caldă și am descoperit-o. Nu, apa caldă e descoperită de mult. Știm cu toții ce e acolo, știm cu toții ce a fost acolo, știm cu toții de ceea ce ne lovim acolo. Și a existat determinare, implicare, a existat într-adevăr preocupare ca lucrurile să funcționeze. Am depus un proiect la Bruxelles. Nu a fost declarat câștigător pentru a moderniza, pentru a asigura acolo. Lucrurile nu trebuie să oprească aici. De multe ori în activitatea mea administrativă nu am reușit lucrurile din primul pas, din prima încercare. Dar dacă ai arma în mâna ta, și aici mă refer la arma voinței, a demnității, a dârzeniei, a profesionismului și a implicării, trebuie să încerci mai departe și să sprijin dacă tot vrei să faci ceva pentru această zonă. Pentru că romanul este partea județului Neamț, chiar dacă cuiva convine sau nu convine. Nu pot să spun decât bun venit în județul Neamț și bine că luați în sfârșit cunoștință cu realitățile județului. Pentru că unii din presa județeană s-au uimit, vai ce există, ce e acolo, dar noi știm cu toții de ce ne lovim. Ca atare că iată ce demonstrează asta, ignoranța unora. Noi cu toți am trăit aici, știm despre ce e vorba, cunoaștem de la cetățenii romanului, de la presă, de la toți cei de acolo, de la școli, de la spital. Toți știm despre ce e vorba și am căutat fiecare să facem cât de puțin. Într-o zonă în care, într-adevăr, așa cum am spus, lucrurile se află în nuanțe de gri, căutând să desfășurăm până la urmă o activitate care să aducă un plus cât de mic pentru cei de acolo. Aduceți-vă aminte de câte ori se strica și vă prezentam în conferințele presă, da? Sobe distruse, geamuri sparte,
Trimiteam echipe să repare, numai câte lucrări am făcut cu proprii noștri oameni, cu echipele noastre. Știe cineva durerile noastre? Le audă și acum cântă de fluier pe lângă ele, părând că-i pasă? Păi dacă îi păsa, trebuia să dea bani mai mulți la spital, trebuia să dea bani la școli și la grădinițe, nu doar la nivel declarativ că vor fi băgate în nu știu ce proiecte și vor fi făcute când? La calendele grecești? Hai să vedem lucruri că se realizează. Pentru că noi în județul Neamț, toți președinții de consilii județeni au considerat că Roma nu-i partea județului. Aici pare o enclavă, pare un fel de Kosovo pentru județul Neamț. E o chestie care mă doare foarte mult și aș dori foarte mult, dincolo de criticile nefondate, să găsim un limbaj comun, să găsim o poză a momentului, a realității și împreună să găsim soluții, să rezolvăm problemele acolo, nu lamentându-ne și găsim că acum noi am descoperit America. Nu, au descoperit-o alții cu mulți înaintea noastră și alții dacă ajung acum în America, o văd ei pentru prima dată, dar asta nu înseamnă că nu a existat și mulți, mulți alții n-au cunoscut-o și n-au văzut-o. Așa și aici la Roman. Noi cu toții știm aceste lucruri. Și iată ce am făcut și în domeniul infrastructurii de acolo, și în domeniul construcției, și în domeniul amenajărilor, și în domeniul educației, și a instruirii, și a rețelei de transport. Sunt lucruri care s-au întâmplat. E ușor a spune, a scrie versuri când nimic nu aia spune. Cam acestea au fost lucrurile pe care am dorit eu să vă le prezint astăzi, ca să dau și un răspuns și credeți-mă că nu-l fac cu niciun pic de înverșunare, ci îl fac doar cu responsabilitatea pe care am avut-o ca primar, știind ce am făcut, nu mi-este rușine de nimic de ceea ce am făcut. Am căutat întotdeauna să fac cât mai mult pentru Roman, indiferent dacă de-a lungul timpului a trebuit să mă agăț, să fac lobby către oameni politici din diverse partide politice cu anumită imagine mai mult sau mai puțin pozitivă, dar m-a interesat ce pot să fac pentru Roman. Este ușor să stai într-un tablou pe perete, să privești de acolo sfidător la problemele celorlalți și să nu cobori între ei și să simți suflul lor greu, transpirația lor, ochii lor lăcrimând. Acolo e adevărul, acolo e problema, iar alții astăzi vin să ne dea lecții. Eu aș aștepta lecții de implicare, de determinare și să trecem de la promisiuni, așa cum le-am avut în campania electorală, cum am spus, scrise pe un flipchart într-un studio de televiziune din București, acolo unde au rămas, scrise de domnul Dragnea, același lucru se repetă și în județul Neamț, povestite de domnul Arsenie. Eu înțeleg că vine din zona Târgului Neamț, din zona Cumuleștilor, într-o zonă plină de poveste, dar românii ar vrea să treacă de la povești la realități, la lucruri care chiar se întâmplă și pe care le așteptăm cu toții. Și eu voi fi unul din cei care voi recunoaște atunci când voi vedea că se întâmplă lucruri pozitive, dar consistente, nu firimiturile aruncate de pe masă din urma unui ospăț. Cam aceste lucruri am dorit eu să vi le spun, am căutat să mă încadrez într-o oră, am dorit să vă prezint lucrurile de la nivel național importante pentru că în această săptămână au fost 3 legi foarte importante pentru destinul României, a românilor, a Moldovei și legat și de acest lucru la care am vrut să dau un răspuns fără niciun fel de supărare, fără niciun fel de înverșunare, dar pe argumente și pe lucruri concrete care s-au întâmplat și pe care dumneavoastră presa de Roman le știți foarte bine. Pentru că eu n-am ținut niciodată lucruri secrete. Totdeauna au fost pe masă. Vă rog, dacă aveți întrebări, vă răspund cu drag. Bun. Legat de gazele la Marea Neagră. Vă rog. Banii obținuți de acolo, banii care obține statul de acolo, pot fi redirecționați într-o anumită direcție? Eu știu că există o directivă europeană care spune că toți banii intră la bugetul consolidat al țării. Da, da. Terminați întrebarea ca să nu vă... Asta e, se da? Poate? Se poate. Dar cum se poate? Pentru un mecanism simplu. Așa cum există la Ministerul Dezvoltării, PNDL-ul, un plan național de dezvoltare locală, poate fi conceput această pârghie, un plan național de dezvoltare a rețelelor de distribuție de gaz către cetățenii României, un fond dus acolo care să poată fi atribuit către localitățile locale pe bază de proiecte, la inițiativa OAT-urilor și care să se regăsească, pentru că conform legii care am spus-o noi, pe care noi PNL-ul am modificat-o, a energiei electrice și gazului metan, a venit în competența administrației publice locale înființarea și sau dezvoltarea de rețele de distribuție a gazului natural. Și atunci, creând un astfel de mecanism, pot să finanțez OAT-urile care să realizeze aceste proiecte. Bun, legat de autostrada, având în vedere că cei la PSD au propus și s-a introdus posibilitatea parteneriatului public-privat, cu ce schimba asta lucrurile? Pentru că nu obligă cu nimic guvernul ca să facă pe fonduri europene, care ăștia sunt niște bani care vin
cu niște standarde de calitate, pe când pe partener, public-privat, dacă se întâmplă așa cum se reciclează cu mulți bani din China, îi avem doar cu niște costuri foarte mari, fără niciun standard de calitate. Acesta, același lucru l-am spus și noi. Cum îi, dacă i-au introdus chestia asta în inițiativa dumneavoastră, partenerul public-privat, ea era introdusă de la început, ea a fost amendată și era introdusă. Noi acum am băgat și fonduri europene. Deci, noi am creat acest mecanism de obținere a fondurilor europene și am dat termen ca în 30 de zile după adoptarea legii să poată, nu să poată, e imperios să demareze activitatea de concepere a studiului de fezabilitate. Acum, eu zic că orice stat ar trebui să fie cel puțin lipsit de interes și de patriotism, să nu folosească acești bani pe care îi pierdem. Deci e vorba de 4 miliarde de euro pe care putem să-i punem la treabă. Iar mai ales că comisarul european Corina Crețu a anunțat foarte clar, fraților, sunt bani, n-am niciun proiect pe masă. În momentul în care noi vom și urmări, pentru că vor veni la avize în Comisia de Administrație și așa mai departe, acest proiect, vom insista ca această cerere de finanțare să fie trimisă Comisiei Europene în primă fază pentru configurarea studiului de fezabilitate. Deci vom vedea către acest proiect, pentru că orice lege când îți trece, ea trece printr-o negociere. Și sigur, s-a căutat o soluție să fie amiabilă și să fie votată în unanimitate. Acum, noi sperăm ca noul ministru al transporturilor, că de câte am înțeles actualul va fi Remania, și îmi pare foarte rău că un ministru din Moldova, din zona noastră de la Bacău, nu și-a putut pune amprenta pe acest proiect, pentru că știți ceva, oricum va fi demis. Dar măcar era demis onorabil și știa că, domnule, eu am făcut lucrul ăsta pentru Moldova, zona din care revin. În scrisoarea mea deschisă, dacă ați văzut-o, pentru că a fost preluată de presa națională, am spus foarte clar că ratează un moment în care să se acopere cu onoare pe scaunul de ministru al transporturilor, fiind un ministru din Moldova. Și ar fi putut să facă acest lucru, asigurându-se de respectul conregionalilor săi. A fost o vreme când, probabil se știa cum spune, presa Partidului Național Liberal era cumva prima opțiune pentru întreprinzătorii privați, pentru cei care aveau afaceri. Anul ăsta, în mod special, dar s-a mai întâmplat, a fost așa o obișnuință în a schimba legislația fiscală în cursul anului. De exemplu, la începutul lunii s-au trezit patronii că de la 1 noiembrie se merge să salariul minim pe economie. S-ar părea că nu o să fie de la 1 noiembrie, ci de la 1 decembrie, ceea ce înseamnă că tot prost este. Asta zic, pentru că eu știu că în timpul anului nu se pot face aceste. Așa este. Ce face PNL-ul în privința asta? Partidul Național Liberal deja a ridicat această problemă și a spus că este de acord cu mărirea salariilor în România, de asemenea și cu mărirea pensiilor în România, dar în mod sustenabil și durabil, adică să existe acoperire bugetară, pentru că ne vom trezi la un moment dat că deja salariile în domeniul public au crescut foarte mult, există o tentație majoră ca angajații din domeniul privat să se translateze către domeniul public, observăm că locurile de muncă sunt din ce în ce mai mult disponibile și am văzut undeva, poate într-un site tot de pe la dumneavoastră, că șomajul în roman ar fi de 2,3%. Nu, eu zic că în roman nu există șomaj deloc. Atenție, eu zic că în roman nu există șomaj deloc. Atâta timp cât eu văd săptămânal că pe bursa locurilor de muncă există între 200 și 300 de locuri de muncă disponibile în roman, eu spun că nu există șomaj în roman. Pentru că una e omul care își dorește și nu găsește loc de muncă și alta e în a avea lipsă de dor de muncă, de a te implica, pentru că unii spun, da, dar să merg cu atât, să lucrez pe atât, asta este situația, dar e mai bine să stai cu mâna întinsă la stat, să-ți dea câteva milioane și să stai degeaba? Se pare că unii s-au obișnuit așa. Partidul Național Liberal dorește să încurajeze munca și a venit cu câteva propuneri legislative, o parte din ele au fost și adoptate. În primul rând, am venit cu această propunere legislativă pentru mediul de afaceri, ca 20% din impozitul pe profit să rămână la dispoziția administratorului firmei, dar cu dedicația clară ca acești bani să se ducă către al 13-lea salariu, ceea ce reprezintă un premiu pentru persoanele care s-au evidențiat în timpul anului prin abnegație, prin dăruire, prin muncă susținută. Așadar, a încurajat performanța, competiția și munca. O altă măsură pe care noi am propus-o a fost aceea ca persoanele care
sunt beneficiare de ajutor social și care primesc ofertă pentru un loc de muncă, în momentul în care refuză acel loc de muncă, să piardă indemnizația de ajutor social. Lege care de altfel a fost promulgată și cu toate că noi am inițiat-o, dar au fost semnatași de ALDE, ei au ieșit și au trâmbițat-o ca ar fi a lor. Mă rog, nu e o problemă. Până la urmă, bine că s-a adoptat. Noi nu avem o problemă cu autorul poveștii. Important ca povestea să fie frumoasă, constructivă și utilă românilor. Așadar, noi venim cu niște lucruri constructive și încercăm să facem acest lucru pentru mediul de afaceri, pentru că am conștientizat că întotdeauna mediul de afaceri este plămânul principal al bugetului de stat. Principalele taxe și impozite se adună de la mediul de afaceri. Chiar dacă la ora actuală avem foarte mulți angajați în sistemul bugetar, circa 1.400.000, și în sistemul privat vreo 2.500.000, care împreună cei aproape 4 milioane de angajați susțin 5 milioane de pensionari. Nu este foarte simplu, așadar bugetul de asigurări sociale este un dezechilibru care trebuie căutat prin performanță economică, prin stabilitate, prin predictibilitate să fie dus în echilibru. Aceste măriri pompieristice pentru a câștiga niște voturi și pentru a păcăli cu 100 de lei la pensie un om este de proastă factură. Și am să vă explic, vă dau argument de ce. În primul rând, pentru că atunci când îți face acea mărire de salariu sau de pensie, ea deja este mâncată. De cine este mâncată? De creșterea prețului la energie electrică, de creșterea prețului la gaz natural, de creșterea prețului la combustibil, de accize peste accize la combustibil, de creșterea prețului la raft. Și am văzut că alimentele au o creștere cu 7,2% și vor înregistra în această toamnă o creștere cu 4,3%. Deci ne apropiem la o creștere de 11,5%. De creșterea care se anunță cât de curând de peste 10% și la gaz și la energie electrică și probabil va fi ținută deocamdată cu eforturi din partea statului până în februarie-martie, când va fi aruncată pe piață, pentru că tot ceea ce se întâmplă în piața mondială, prețul barilului la petrol, toate influențează aceste lucruri. Și de câte ori prețul a scăzut, nu ați văzut că și la pompele din România a scăzut, dar de câte ori a crescut, imediat a crescut, aproape nici n-a apucat să fie luată la cunoștință creșterea prețului mondial sau pe bursă când a nostru a și crescut la pompă. Deci vorbesc despre niște lucruri pe care le trăim. De asemenea, mai vorbesc de o inflație de aproape 5%, care este la ora actuală cea mai mare din Europa. Gândiți-vă că actualul guvern, adică guvernul PSD, pentru că ăsta deja e al treilea guvern într-un an și jumătate, a preluat o inflație de 0,2%, cea mai mică din Europa, și a adus-o la cea mai mare din Europa. Vorbim de un robor, vorbim de un deficit, vorbim de sume care deja se află în zona de depășire a indicatorilor macroeconomice asumați. Despre asta vorbim. Iar toate acestea la un loc, practic, acea mărire care ți se pare că ai primit-o nominal, faptic, ce înseamnă faptic? În putere de cumpărare, ea deja a fost mâncată dinainte prin aceste creșteri și prin inflație. De aceea noi spunem că încurajarea unui mediu economic sănătos, printr-un cadru fiscal predictibil, dar și stabil, prin a încuraja și a echilibra balanța import-export, prin a utiliza resursele României în favoarea României și a românilor, toate acestea pot să aducă într-un echilibru economic din nou România. Vedeți că criza care a început în 2009-2010 de peste ocean se anunță din nou a începe din Statele Unite. Nu cred că România este pregătită în acest moment a preîntâmpina un nou val de criză. Noi în acest moment ar trebui, așa cum fac gospodarii toamna, să-și pună rezerve pentru iarna care va să vie. Adică noi ar trebui să luăm măsuri predictibile pentru criza care se anunță. În schimb, ce face guvernul? Vine cu măsuri pompieristice, aruncă tot felul de sume pe diferite activități. Le-am spus în Comisia de Transporturi. Dragi prieteni, eu sunt de acord că trebuie susținute activități în țară legate de centenar și inaugurări de săli și dezveliri de statui și concerte. Este important să marcăm și din punct de vedere spiritual, emoțional, acest an centenar. Dar haideți să-l marcăm pe harta României și cu obiective importante care să dăinuie. Și m-am referit la Autostrada Unirii. Dom'le, mi-a zis cineva, dar credeți că se poate finaliza în acest an Autostrada Unirii? Nu, nici n-am pretenția asta să finalizeze, dar aș avea pretenția măcar să înceapă, să punem un punct
de start în acest obiectiv major pentru Moldova în acest an centenar. Lucruri foarte concrete pe care le știm cu toții, care se întâmplă și pe care le trăim zi de zi. Nu putem să ne facem că nu le vedem. Nu putem să nu vedem lipsa de interes a unor oameni politici. Unii mă acuză pe mine că am făcut niște lucruri într-un fel sau altul. Eu nu sunt deținătorul adevărului absolut. Eu nu contest că s-ar putea în cariera mea să fi făcut și greșeli. Nimeni nu este perfect, dar totdeauna am fost mânat de bună intenție. Și am făcut ce am putut eu și să storc din piatră seacă ca romanul să se dezvolte. Ar numai cine e rău intenționat poate să nu recunoască acest lucru, deși și adversarii cei mai puternici în particular îmi recunosc, dar spun, bă, asta e politica, trebuie să mai dăm peste tinezi. Bă, dați, dar aveți grijă că nu dați peste un mușuroi de pământ, dați peste o stâncă. Că atâtea orânduiri politice au încercat să vină cu valul să mă măture. Valul s-a spart de stânca, dar stânca dăinuie. O ultimă chestiune. Când ați construit instrumentul central, ați cerut și ați obținut puntea de la Cotroani. Da. Cel pe care l-ați susținut în campania electorală și care acum este primarul Românului, vrea să o dea înapoi. Aparent incapabil de a o întreține. Pentru că au apărut o fel de scandaluri legate de faptul că se rup scândurile, că nu se locuiesc la timp. Vrem opinia dumneavoastră. Ok. În momentul în care eu am preluat acea punte, și recunosc că nu m-aș dezice de acel proiect. Am gândit acolo să fac o amenajare frumoasă dincolo de zonă de transfer dintre Roma spre Cotul Vameș și ca o zonă de promenadă. Vedeți dumneavoastră, lucrurile s-au dus într-o zonă mai greu de realizat din cel puțin două motive. Nu am reușit să găsim o linie de finanțare pe fonduri europene astfel încât să încheiem un parteneriat între municipalitatea din Roman și administrația din comuna Horia. În același timp, Romanul, ca și administrator a punții, nu poate investi să facă cheltuieli de capital, ci doar de întreținere. Eu am fost la o întâlnire cu consilierii acolo, cred că în urmă cu vreo 3 săptămâni, am stat de vorbă cu ei și le-am promis că prin eforturi proprii voi încerca să fac o reparație la acea punte. Deja am rezolvat și am adus acele segmente de dulap, vreo 30-35 de segmente de dulap pentru repararea punții, rugând, a mers și până acolo, ca să vedeți interesul, pentru că s-a făcut o greșeală. În momentul când se montau, ele doar se așezau acolo. Sigur că dacă treci un scooter, sigur că dacă cineva e rău intenționat, o ia și o aruncă, se deteriorează repede. Ele ar trebui, între acele două plat bands, să fie găurite și să fie susținute. Da, sau un șurubur, pot fi prinse. Deci, eu am promis că voi asigura o reparație, la nivel personal, pe buzunarul meu, a acelei punți să poată fi utilizată, 1. 2. Am vorbit să asigurăm, e mai greu de intrat cu o mașină și luminatul, pentru că am înțeles că acolo nu mai este pe capătul dinspre Roma în lumină. Să asigurăm și luminatul acolo. Voi urmări și acest lucru să se realizeze. Și aici pot fi făcute două lucruri. Ori până în momentul când va apărea o linie de finanțare sau o bună intenție a Consiliului Județean să poată fi creat un obiectiv major, pentru că noi avem un proiect deja făcut acolo, care poate fi realizat, numai că sumele sunt destul de mari și așa cum v-am zis, proiectul de reabilitare a acelei punți reprezintă sumele care s-au alocat anul ăsta spitalului. Adică trebuie văzute și niște priorități. Pentru că, din păcate, bugetul municipiului Roman nu a mai înregistrat ca altă dată sume importante aduse din bugetul regional, național sau a fondurilor europene. În schimb, pe această cale pot să vă anunț că de anul următor veți vedea niște lucruri pozitive care se vor întâmpla în Roman. Am avut mai multe discuții și dezbateri cu primarul municipiului și anul viitor avem mai multe investiții care se vor întâmpla din diferite zone de finanțare și de la Guvernul României și din fonduri europene și din împrumutul pe care Romanul l-a făcut pentru a dezvolta diferite obiective în Roman. Și veți vedea că pe harta întregului municipiu vor fi șantiere care începând din primăvara anului următor se vor putea observa cu ochiul liber și vor aduce o modernitate și o dezvoltare în municipiu. Acest lucru îl promit eu. Mai departe,
Trebuie căutată o soluție pentru că municipiul Roma nu poate să investească el în cheltuieli de capital pentru un obiectiv care nu se află în proprietatea sa. În același timp, deși se află în proprietatea comunei Horia, comuna Horia nici ea nu are capacitatea financiară pentru a băga fonduri acolo. Încât în momentul de față am căutat o zonă hibrid, adică să căutăm o bună funcționare a ei, să o punem la punct așa cum este, ori o transferăm primăriei Cordun și împreună cu ei pe urmă să facem un proiect, pentru că trebuie transferată la proprietar, pentru că doar proprietarul poate să fie semnatarul unei cereri de finanțare. Asta era ideea. Primăria municipiului Roma nu poate solicita finanțare pentru cheltuieli de capital, adică pentru investiții, nefiind proprietar, ci având-o doar în administrare. Este o diferență a avea în administrare și a fi proprietarul unui obiectiv de interes. Și atunci, în această zonă ne aflăm. Nu am abandonat ideea, am căutat în acest moment o zonă de tampon pentru a rezolva problema și a fi funcțională, dar în același timp, așa cum vă spuneam mai devreme, nici nu pot îndemna pe cineva să facă niște cheltuieli pe care Curtea de Conturi mâine le-ar putea imputa și alte organe ale statului să se sesizeze. Cam aici, în această zonă ne aflăm. Dar nu permiteți. Vă rog. Avem un giratoriu, avem și o statuie. Visul dumneavoastră când va fi așezat? În momentul când se va putea. În momentul de față este o persoană care se opune. Așteptăm. Știți cum se spune? Ori crapă iapa, ori să rupi hamul. Deci este o dorință de a nu se realiza acest lucru. Deși am obținut aviz de la cultură, este un aviz care inițial nu a avut nicio problemă, ulterior a apărut solicitarea lui și există în acest moment, nu fac precizări, pentru a nu atrage mai mult atenția. Dar n-a dispărut intenția noastră, numai că lucrurile le lăsăm cumva să curgă și apa să-și ia făgașul ei până ajunge din nou în albia dorită. Până la autostradă, domnule deputat, avem o creștere la nivel care se arată, unde ar putea fi invitat domnul Arsenie, al cărui ministru al transporturilor și s-ar putea ocupa, la fel cum ar putea fi invitat și la punte să contribuie să se preocupe. Deci primarul municipiului Roman a discutat despre punte și a afirmat că este un obiectiv care în momentul de față nu-i suscită interesul. Vis-a-vis de ce vorbim de trecerea la calea ferată, am avut nenumărate discuții cu primarul. Acum aștept să vedem cine va fi viitorul ministru al transporturilor. Voi merge și voi face o nouă interpelare, pentru că ține în primul rând de ministrul transporturilor aici. Dar iată un subiect de adus la cunoștință pe lângă celelalte lucruri de care eu uimit domnul Arsenie. Iată alte două lucruri importante și acute în Roman, trecerea la nivel și îmi declar disponibilitatea. Când dorește domnia sa în partea a doua săptămânii și eu sunt în Roman, să mergem împreună, pentru că eu nu am resentimente. Eu nu porn niciodată răutăți, ură și mânie pe cineva. Dar dacă mi se adresează o problemă, o interpelare, atunci e firesc să răspund. În același timp, acolo unde văd bună intenție, n-am nicio problemă să colaborez ca lucrurile să funcționeze așa cum ar trebui în folosul romanului și a romașcanilor. Dar eu cred că ar trebui să găsim soluții practice care să se vadă în dorința de a face ceva. Că doar din discuții și certuri politice nimic nu se va realiza. Știți, pe principiul meu, cum v-am învățat și de multe ori vă spuneam când plecam la București sau la județ și mă întrebați ce am făcut. De multe ori reușeam, dar era și de multe ori când nu reușeam. Și spuneam pe vorba aia, te duci în sat și dai de știre, vii acasă să faci cum poți. Și am căutat de fiecare dată să nu rămână locurile înghețate într-un fel sau altul, ci să meargă mai departe. Și mă zbat în continuare și veți vedea, așa cum v-am spus, anul următor lucruri care vor demara în municipiul Roman.